Bună ziua! Noi suntem o familie din 6 persoane, 4 copii, cel mai mic e invalid de grad 1, cu patologie renală, soțul totul e invalid, el deja, ca cum se spune, nu mai are rinichi, face dializă, procedura asta de 3 ori pe săptămână, numai ca să trăiască. Și eu, de la problemele astea, cred că timp de 7 ani soțul la dializă, de 2 ani în urmă ne-a depistat diabet saharat și pe insulină. Cred că tot de la nerv, de la... Cea mai mare durerea mea este copilul ăsta, că tot medicini spun că un an, doi la dializă pot stopeze rănichii. Mai este o modalitate, adică dacă să nu umbli el pe drum, este a să-i facă dializă peritoneală. Dar pentru asta trebuie să facem o cameră aparte. Aparte o cameră să fie sterilă. Noi avem o cameră, e ridicată, dar nu are nimic între asta. Nici fereastră, nici nimic așa ridicat, e important și șeni. Și cum, trăim din pensii, mai ajutor social, dar tot nu ne ajunge. Haine, școala, toți patru sunt la școală, cea mai mare clasa 9, gemănuțele clasa 3 și micul clasa 1. Asta e situația. Cel mai greu moment a fost la mine când la 2 luni s-a spus că copilul e cu viciu cardiac, are 2 găuri la inimă și nu o trăiesc. Atunci, cel mai greu moment. Și m-a ajutat un medic să mă iau în mâini și de atunci mă țin, așa, ca robotul. Mă țin, zâmbesc, mă stărui, ca copilul să nu mă vadă plângând. Asta e. Dar, în rest, mă abțin față copii să nu plâng, să nu... Totul o să fie bine. Totuși, nu ajung bani, punctăm, pe urmă dăm. Mamă, noi am venit astăzi cu darul din partea Dumnezeu și cred că aveți încă multe să ne povestiți, dar vrem să vă invităm și vrem să invităm aceste fetițe frumoase cu acest băițel în grăbuță să ne ajutați să descărcăm tot ce a fost pregătit pentru voi. Și acum voi sunteți tristi, dar vreau să văd dacă o să vă bucurați de surpriza noastră, da? Mergeți să ne ajutați să descărcăm tot ce a fost pregătit pentru voi. Hai! Hai să mergem. Hai să mergem. Ce paru el e curos pe mai. Thank you.
mulțumim frumos pentru darurile făcute. Chiar nu am avut nevoie de asemenea. Mulțumim cu Dumnezeu pentru continuare. Să fie Dumnezeu sănătate la toate persoanele acestea care au contribuit. Chiar ne-ați făcut o bucurie. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc frumos!